ați venit sau revenit la un alt video. Ne pare rău că nu am mai postat alte videouri, dar am fost concentrat și pe powerlifting. Am concurat în mondiale, europene, naționale. Dacă vreți să vedeți acele videouri, apăsați pop-up-ul de mai sus. Dar nu de asta suntem aici, să vă vorbesc despre campervanul. Am achiziționat un nou, cel vechi. Dacă sunteți interesat de el, apăsați pop-up-ul de mai sus. Acesta este un campervan foarte bun, este Sunlight Cliff 600. Motorul este de 2,3 litri, are 150 de cai putere și este diesel. Aici avem ușa pasagerului, o ușă foarte mare care este laterală și avem plasă pentru țânțari. Are și aici o fereastră, iar cum ne ducem mai în spate, avem, bineînțeles, sus avem și marchiză, iar aici avem pentru apa potabilă. Haideți să vedem cum este în spate și lateral. Haideți să vedem ce este în spate. După cum vedem, avem acest suport pentru biciclete, momentan una, sau pot să spun kickbike sau fel de trotinetă pentru oameni mari. Avem două uși, două ferestre, iar mai sus avem cameră. Iar cum ne mutăm în partea cealaltă, avem aici o fereastră care este cea din toaletă sau duș, iar mai jos avem pentru toaletă, caseta. Iar aici avem dispozitivul încălzirii truma, avem încă o fereastră, iar aici pentru electricitate, în momentul în care suntem în zona de campare, punem electricitate. Aici avem ușa șoferului, iar cum ne mutăm în față, îmi place foarte mult culoarea, pot să zic, un gri metalizat frumos cu negru contrast. Iar aici am mai făcut o modificare, am pus această lumină pentru a vedea elanii și alte animale, pe timp de iarnă, mai ales când este întuneric. Dar acum haideți să vedem cum este în interior. Avem, bineînțeles, o treaptă. Și haideți să vedem, haideți cu mine. Bine ați venit în campervanul nostru. Aici, după cum vedeți, sunt în cabina șoferului și a pasagerului. Scaunele se rotesc, iar acest autoturism este bazat pe Fiat Ducato. Cutia de viteze este una automată. Ce am făcut noi, schimbări aici, am schimbat stereo și am pus aceste lumini pentru că era foarte întuneric. Ambele sau cele trei geamuri sau ferestre au aceste jaluzele atermice, iar în spatele șoferului sau mai ales scaunului, în pardoseală, am pus un invertor de 2500 de W. Și acum haideți să vedem mult mai mult din acest campervan. Deasupra mai aveam aceste lumini foarte drăguțe. Mai avem o trapă care are jaluzea anti-insecte, jaluzea termică. În spatele meu, lângă stânga mea, avem acest televizor foarte bun de altfel. Avem acest spațiu de depozitare și am cumpărat noi aceste cutiuțe drăguțe pentru a fi un pic organizați. Mai avem aici lumini, fereastră cu jaluzea anti-insecte și termică. Această masă în care și mâncăm și această canapea care poți să ai și doi pasageri. Mai jos avem acest spațiu de depozitare, poți să pui încălțămintea. Aici mai avem panoul de control pentru invertor pe care noi l-am pus, nu era înainte. Iar în dreapta mea avem bucătăria. Avem această parte care se deschide și îți oferă puțin spațiu de lucru în bucătărie. Iar aici mai avem buton pentru treapta de la intrare, pentru lumini amândouă și, bineînțeles, bucătăria. Aici avem un aragaz, are două ochiuri. Avem această chiuvetă, iar acesta l-am făcut noi,
pentru a ajuta și doctor, dar și acoperă chiuveta. Ce am mai montat noi aici pentru condimente, aceste sunt foarte bune, chiar nu se mișcă, este pe bază de magnet. Avem două lumini aici, bineînțeles pentru butonul de lumini, iar mai sus avem spațiu de depozitare. Și ce am mai montat noi a fost pentru hârtia de bucătărie. Iar cum ne mutăm mai jos, și bineînțeles să nu uit panoul de control pentru truma și, după cum vedeți, pentru termometru, este foarte cald în Finlanda, 28 de grade. Cum ne mutăm mai jos în bucătărie, avem sertare, spații de depozitare și aici ce mai avem noi, tot toate necesare în bucătărie, să pui mâncărică și toate cele. Sub chiuvetă avem încă un spațiu de depozitare care este foarte bun și foarte mare, având în vedere că este doar o dubiță, un camper van. Iar în stânga mea avem mai mult spațiu de depozitare. Aici avem hăinuțele și ne-am cumpărat noi aceste lucruri în care le punem frumos organizate. Iar mai sus avem un dulap unde ne punem toate cămășile, rochițe și așa mai departe. Iar acolo ce am montat noi, am montat pentru wireless și am montat panoul control, pentru că avem și am montat și un panou solar. Așa că avem panoul de comandă acolo. Iar cum ne mutăm în spate? Avem frigiderul care este electric și este senzațional. În campervanul cel vechi era pe timp de vară nu foarte bun, dar acesta ține lucrurile reci și un mic congelator avem aici. Foarte frumos și foarte bun. Dedesubt, sub frigider, avem încă mai mult spațiu de depozitare. Iar acest coș de gunoi l-am montat noi pentru că era pur și simplu, nu aveam unde să punem gunoiul și este perfect în locul unde este. Și acum haide să vedem cum este toaleta, dușul, puțin mai în spate. În stânga mea, ghiciți ce este? Este toaleta și dușul. Foarte spațios, având în vedere că este un camper van. Deasupra mea avem o trapă de aerisire și oferă și lumină. Avem aici pentru dacă ai niște îmbrăcăminte udă, o suci foarte frumos aici. Mai avem, bineînțeles, o oglindă în toaletă, dar este a doua pentru că mai avem încă una în fața mea mai mare. Spațiu de depozitare, avem aici o priză și încă un spațiu de depozitare aici. Aici avem pentru butonul pentru lumină. Cum ne mutăm mai jos, avem pentru prosopele deja montate, o fereastră, chiuvetă și aceasta se ia pur și simplu și poți să faci duș. Avem pentru duș această jaluzea, iar cum ne mutăm mai jos, vedem toaleta, bineînțeles, care dacă vrei să te pregătești sau faci duș, se rotește și bineînțeles covor în toaletă avem, cam asta este, dar este unul spațios și perfect pentru noi. Acum haide să vedem dormitorul. Bine ați venit în dormitor! Să începem cu această draperie, am făcut-o noi, pentru că este oferă mai mult spațiu privat și la fel lumină dacă este nu trece prin această draperie. Cum ne uităm sus, avem această trapă, are plasă anti-insecte și jaluzea termică. Aici avem un spațiu de depozitare pentru hăinuțe, foarte bun. Aici mai avem lumini și cum ne mutăm în spate, avem aici o priză. La fel, draperiile acestea le-am montat și în spate pentru că oferă și un pic spațiu privat și lumină, nu lasă să treacă prin ea și așa mai departe. Avem aici două ferestre în spate, unde sunt ușile din spate. Ce am montat iar? Am montat această
plantă, care este, nu este reală, de plastic, dar este foarte, te face să te simți ca acasă. Iar la fel în partea asta avem spațiu de depozitare. Mai jos ce am montat acest suport în care punem noi tableta, spre exemplu, și e ca și un televizor. Iar aici pentru căldură, bineînțeles, foarte bun într-un camper care n-am văzut până când nu am achiziționat acesta. Acesta este dormitorul, dar haideți să vedem puțin mai mult ce este sub acest pătuț. Haideți afară! Și acum haideți să vedem ce este aici. Deschideți întâi ușile. Și ce avem în stânga? În acest dulap avem două butelii de gaz care pot să te țină câteva luni. Iar mai jos avem acest spațiu de aerisire, asta înseamnă că niciun fel de miros de gaz nu o să vină și poți să dormi liniștit. Ce am pus noi? Am pus aceste cutiuțe de plastic în care putem organiza tot felul de lucruri, spre exemplu cablu de electricitate și așa ce mai avem nevoie noi. Am pus un fel de perete acolo, dar spațiul este pe toată lățimea patului, foarte bun și foarte spațios. Spațiul de depozitare aici puțin, iar după acest perete este rezervorul de apă curată, care este de 110 litri și avem și rezervor de apă uzată, care este de 90 de litri. Cam asta este camper vanul nostru, sper că v-a plăcut. Dați like, dați subscribe, comentați dacă aveți întrebări și așa mai departe. Sper că v-a plăcut. În viitor o să vă încercăm să facem cât mai multe videouri și să le postăm. Asta este. Sper să vă placă și pe viitor și aveți grijă de voi. Ne vedem data viitoare!